Ministerul Educației Naționale i-a recompensat cu premii în bani pe elevii care au reușit să obțină media 10 la evaluare națională și la bacalaureat. În fața autorităților județene, a directorilor de școli și licee, cei mai buni elevi argeșeni au fost premiați. Printre cei 27 de elevi s-a numărat și o mușceleancă. Este vorba despre Cătălina Dascălu de la Școala Gimnazială numărul 1 Lărești, care inițial a obținut la limba și literatura română nota 10, iar la matematică nota 9,80. Convinsă fiind că lucrarea la matematică a fost foarte bună, Cătălina a depus o contestație și a avut dreptate. În urma recorectării lucrării, profesorii i-au acordat nota 10. Astfel, cu media 10 la evaluarea națională și cu media 10 în clasele 5-8, Cătălina Dascălu este singura absolventă de gimnaziu din Mușcel care a avut media 10 la admiterea în liceu. Dascălu Cătălina Elena de la Școala Gimnazială numărul 1 Lărești. Copiii au fost felicitați pentru rezultatele de excepție obținute prin multă muncă, dar și cu sprijinul părinților și al dascălilor care le-au îndrumat pașii. Iată că rezultatul eforturilor, a muncii depuse în școală, dar și acasă, a condus ca acest 27 de copii să fie modelul nostru după desfășurarea examenelor naționale. De asemenea, trebuie să mulțumesc cadrelor didactice care au pregătit, fără de care, evident, aceste performanțe nu s-ar fi obținut, indiferent de capacitățile intelectuale pe care le posedă fiecare. Vă rog să primiți dumneavoastră, directorul Unităților de Învățământ, care, în care au învățat acești copii, și să primiți felicitările mele, și cred că sunt și în asentimentul colegilor mei de aici, de la prezidiu, pentru cadrele didactice, cadrele dumneavoastră, din unitățile noastre școlare, care au pregătit acești copii. Ca orice lucru bine făcut, adevărat, adaptat în realitate, acesta trebuie făcut în aici. În calitate de, nu numai de dascăl, dar și de director, de coordonator al instituțiilor de învățământ, aveți destinul profesional să lucrați în echipă. Și în echipă, dacă este performant de echipa, performați domnile voastre în instituții și mă rog ca și conducător. Cei 27 de elevi de 10 trebuie să reprezinte un model de urmat pentru generațiile de copii care vor începe de luni un nou an școlar. Aceștia sunt dovada că cine dorește cu adevărat poate obține rezultate foarte bune, care să-i ajute în cariera pe care o doresc pe viitor.